Războiul birourilor este unul dintre live-urile noastre de succes. De la prima ediție și până în prezent, foarte mulți dintre cei ce au vizionat clipurile și-au dorit din tot sufletul să-și facă un birou ce arăta măcar pe jumate ca unul câștigător. În momentul în care începi să pui materialele de care ai nevoie pe hârtie, realizezi că e destul de scumpuț și asta o spune și unul care în urmă cu vreo 3-4 luni de zile, poate chiar mai bine, și-a făcut propriul birou cu un blat năpraznic, gros și țapăn, din lemn ca lumea, cu picioare și cu alte nebuni de genul ăsta. Când le pui pe hârtie, în momentul în care ajungi la total, stai și te uiți și zici, Dumnezeule mare, dar de ce e așa de mult? Pentru că este un blat, sunt niște picioare, este RGB, într-adevăr îmi doresc și RGB și îmi doresc un mousepad cât mai mare, să-mi acopere o suprafață a biroului cât mai mare. Chiar și în condițiile astea, totalul este destul de măricel. Și atunci îți întrebi atenția către un birou de gaming. Și stai și te întrebi, bă, oare merită? Dă-mi poze, arată bine. Dar cum arată produsul finit după ce l-ai asamblat? Ei bine, și eu am fost extrem de sceptic în momentul în care m-am uitat la birouri de gaming. Și astăzi avem unul, aș putea să spun, extrem de ieftin și are tot. Tot ceea ce și-ar dori un utilizator ce dorește să-și facă propriul birou de gaming. Ce zice acolo? Păi are blat, are picioare, are mousepad pe toată suprafața biroului și nu în ultimul rând RGB. Și e ieftin. Hai că 700 și ceva de lei. Am, Madalina, încetează cu chestiile astea. Cum să fie tot ce ai zis tu la 700 și ceva de lei? Este. Iar dacă după asamblare e ce trebuie, vi recomand din tot sufletul. Din tot sufletul. Eu nu fac niciun fel de glumă. E vorba de acest birou. GameX D140 Carbon RGB. De ce m-am chinuit așa? Pentru că, mă credeți sau nu mă credeți, cutia asta, indiferent că e așa de mică, este foarte, foarte grea. E foarte grea, nu știu dacă se vede pe aici. 19,2 kg. 20 de kg. Ce mai turavura, hai să-l desfacem, că sunt curios și eu. Chiar că m-am făcut curios acum. Da, e cutie în cutie. E și la mijloc e matroșca. Cred că înăuntru sunt cărămizi și atât. Și nisip. Ciment eventual. Sau fontă. Ce avem noi aici? Yeah. Avem un manual de utilizare. Și un manual de montare. Astea bănuiesc că sunt picioarele. Nu o să vorbim de urme de sudură, dar sunt bine. Asta nu te interesează la final. Pentru că o să vină și cu ceva care să-l acopere, iar ăsta este sub blat, deci nu te interesează. Ce mă surprinde pe mine foarte tare e că e ca lumea. E un element de plastic aici, care nu știm ce face, dar cred că e suportul de căști. Poate să fie foarte adevărat. Da, pentru că vine sub birou și vine așa prins. Luminițele laterale, despre care vorbeam un pic mai devreme, cu un USB A la capăt și încă omul făcut 4 pini. Îți arată cum să conectezi cablurile. Este cel de-al doilea picior. Adică se vede că e făcut să suporte greutate de 100 de kg, fără doar și poate. Ok. Elemente de plastic de prindere. Multe elemente de plastic. Alte elemente de plastic. Vedem fiecare în parte ce și cum face. Aici. Astea sunt pentru partea superioară a blatului. Șuruburi. Alte șuruburi. Astea cred că sunt șuruburile de prindere a picioarelor pe blat. Astea sunt piciorușele. Piciorușele piciorușelor. Bă!
Asta o să le montăm primele, că e cel mai ușor. Da. Ok, avem niște piulițe. Ok, imbus cu cruce, în partea cealaltă. Astea sunt elementele alea care cred eu că acoperă, cred, nu sunt convins, o să folosim anul de utilizare în momentul în care asamblăm fiecare element în parte. Aici ce? Bă, nene, dar oamenii ăștia au făcut treabă, nu s-au încurcat cu o tablă subțire. Chiar nu s-au încurcat cu tablă subțire. Chiar nu. Iar aici sunt blaturile. Sincer să fiu, știi ce mi-ar fi plăcut? Mi-ar fi plăcut să avem un cântar. Deci avem două plășe, sunt acoperite cu material de tip fibră de carbon. Partea bună totuși e că găurile sunt deja făcute. Da. Pentru că sunt multe birouri la care trebuie să nimerești tu. Să... Da. Da, adică nu știu dacă se poate vedea, dar sunt găuri deja date pentru a prinde toate elementele, indiferent că vorbim de elemente de plastic sau elemente de metal. Aici ce mai e? Mousepad-ul ce este de dimensiuni ce acoperă toată suprafața biroului, adică cred că e 140x65, dar asta o să vedem un picuț mai încolo. Primul pas este dreptul, ca să-ți meargă cu noroc. Păi primul pas zice că... Deci asamblarea cadrelor, după care întorci, pui cele două blaturi în lângă celălalt și vii și prinzi cadrul de metal cu tot cu picioare, că se montează și picioarele. Deci... aia e. Iar la sfârșit, vii cu elementele de plastic și se montează elementele de plastic. Cele două elemente metalice, fiecare ce a venit împachetat separat și se pun unul peste celălalt, se prind cu șuroabe. Adică cam așa. Pasea l-am înlămurit. Acum ne trebuie două elemente de metal ce urmează să prindă aceste două elemente între ele și să formeze cadru. Următoarele elemente ce prind cadrul ăsta, ce le prind între ele, sunt picioarele. Și se strâng între ele cu șuruburi de tip M, adică același gen de șurub. Și ca să fie extrem de stabil, adică să nu te trezești cu el că îți zboară din toate direcțiile, oamenii ăștia au mai gândit o chestie mișto. Sunt elementele astea două, care se prind exact așa. Dacă tot suntem în capitolul ăsta. Ok. Pe asta am rezolvat-o, le-am rezolvat pe toate. Acum, în teorie, ar trebui să punem... Da, ar trebui să punem blatul. Deci eliberăm ca să venim cu blatul. Da. Ăsta o să-l punem aici. Slavă Domnului că are unde să stea. Exact așa. Ăsta este unul și ăsta este al doilea. Iar șurubele de prindere sunt între ele cu astea. Deci unul intră aici și al doilea intră aici. Restul ce ține cele două elemente de lemn prinse între ele sunt celelalte șuruburi pe care urmează să le prindem de picioare. Deci am luat Răzvan acum, că ce bun ar fi fost o șurubelniță electrică. Dar pe de altă parte, vrem să-l asamblăm ca și cum l-ați asambla voi și n-ați avea acces la niciun fel de ustensilă decât la ce este inclus. Sper să nu fac așa la sfârșit. Și acum, pentru un surplus de fixare, e inteligent făcut, să știi. Găurile care erau date în blat vin exact pe capetele șuruburilor. Și odată ce ai venit cu cadrul de metal pe el,
sunt toate găurile de pe blat fix pe zonele unde trebuie să montez tușuruburile. Bun. Câte avem? Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Wow! Deja simt furia. Trebuie prinse și celelalte elemente de plastic. Iar unul dintre elementele de plastic e cel de care ne miram un pic mai devreme, și anume dânsul. Eu credeam că asta se prind pe interior. Așa am crezut. Știi? Ceva gen ăsta, dar pare să că nu. În afara șuruburilor ce prind cablu metalic de blat și ce trebuiesc strânse mai cu simț de răspundere, tot ce înseamnă șuruburi ce prind elemente de plastic pe blat, aveți mare grijă. În momentul în care simțiți că gata, aici a fost, până aici a fost, opriți-vă. Nu mai dați încă o rotație, că s-ar putea să se spargă elementele de plastic. Bun, am montat și suportul pentru cabluri. Ce a mai rămas? Suportul pentru căști, cup holder-ul, să punem elementele de plastic la picioare. Trebuie pusă iluminarea înainte să întoarcem biroul. Îl punem aici. Da, aici trebuie să vină. Biroul îți permite să pui oriunde, ori în dreapta. Da, ideea e că și... Nu, ăsta nu poți să-l pui aici la margine. Nu, vine ori aici, ori aici, cum a zis un pic mai devreme Răzvan. Iar cup holder-ul vine ori acolo, ori aici. Oriunde considerați voi că vă este necesar. Da, aici e foarte clar. Aici e foarte clar. Între astea două, să prind cu ăsta. Unul într-o parte, unul într-o parte. Uite așa. Iar astea sunt exact pentru să scoate, e cu dublu adeziv. L-ai pus aici, drag și treci cablul prin el. În pachetul produsului mai sunt niște elemente de plastic ce se montează pe grilele iluminării RGB și prin intermediul cărora puteți să vă fixați, eu știu, o boxă. Dacă aveți o boxă, puteți să puneți pe margine și ar fi cât de cât ok, pentru că mai echilibrează un pic tot ce înseamnă tot ce înseamnă biroul în sine și greutatea, cum e fiecare proporționată, în fine. S-a înțeles ideea. Singurul lucru, aici s-ar putea să fiu eu un pic cărcotaș, nu de ceva, dar structura în sine e una ok, una țapună. Singurul lucru care mi-ar fi plăcut să-l văd în pachetul cu accesorii, un încărcător. Din ăla de telefon. Dar sunt mai mult decât convins că aveți unul acasă și vă puteți descotorosi de el și astfel să-l folosiți pentru iluminarea RGB a lui D140 de la GameAx. Hai să procedem, Răzvane, să întoarcem întoarcerea. Și am rămas două elemente. Astea, dacă vreți, le puneți, dacă nu vreți, nu le puneți. Abții pildurile sau puteți să-l puneți pe sistem sau mă știu ce altă nebunie de genul. De fapt, el se întinde. Voilà. Iar fiecare capac de ăsta are orificii pentru trecerea cablurilor în cazul în care vreți să treceți un cablu pe aici, să nu arate ciudat pe birou. Din spusele producătorului avem 3 moduri și diverse nuanțe. Deci din partea inferioară C-ul schimbă culorile și M-ul modifică modul în sine. Ăsta arată cel mai bine, sau cel în 3 culori, adică ăsta. Cred că așa o să-l folosească foarte multă lume. Am fost sceptic, este foarte adevărat că am fost sceptic în momentul în care am văzut cutia, am văzut prețul și am fost sceptic mai ales când mi-am dat seama că cutia nu avea 140 de centimetri și zic, două blaturi prinse între ele, s-ar putea să fie un calvar, s-ar putea să fie un coșmar. Alegerea este strictă a voastră, noi v-am arătat cum se asamblează de 140 carbon RGB. E alegerea bună și aveți tot ce vă doriți. 140 de centimetri în lungime cu 65 pe lățime, suficient pentru a ține un sistem, două monitoare periferice și alte
documente dacă învățați de acasă sau când vă faceți lecțiile, temele, are iluminare RGB pe laterale, suporturi pentru cap și pentru căști, pentru cap, pentru pahar și pentru căști, un cadru metalic foarte rezistent, surprinzător de rezistent, surprinzător de rezistent, orificii pentru orientarea cablurilor, un suport pentru cable management. Nu știu ce aș mai putea să mai adaug. Că e disponibil în site-ul la noi, accesând link-ul din descriere. Și dacă v-a plăcut acest mini tutorial de asamblare al lui D140 Carbon RGB de la GameMax, like! Răzvane, tu? Alte cuvinte de sfârșit mai aveți, domnul Răzvan? Nu, nu cred. Am înțeles, nu, mersi. Nota, nu? Uh-huh. 769 de lei. Hai! Până data viitoare, să aveți o zi extraordinar de frumoasă! Ciao, guys!